Așa cum v-am spus și ați tras și dumneavoastră concluzia, restructurarea nu se putea face astăzi. Azi am lansat subiectul, va fi discutată la CEX-ul de la Iași. Când trimiteți la Cotroceni propunerea de mâine dimineață. Nou ministru? Sunteți mâine mulțumit de noul ministru? Stați un piculeț, vom fi mulțumiți după ce, ca și propunere, este bună. Da? Nu renunțați la ideea de a fi restructura guvernului? Nu, nu renunț la idee, o voi propune în amănunte partidului la CEX-ul de la Iași, așa cum am vorbit la sfârșitul lunii. Ați văzut care este restructurarea, domnule premier? Am vorbit acum, o să mă duc la guvern, să întreb despre ce este vorba.